ei ea luna aia, eu o iau pe cealaltă. Apoi împreună... Ok, Tom... Kitty, ești atât de frum... Hei! Ce se întâmplă aici? Era Kitty? Un joc de pe TikTok. Un da. Joc? Da, era un joc. Hei, a fost ultimul Chris, nostru te joc. Rog, stai, nu înțelegi. Stai! Era doar un TikTok. Nu pot să cred că iar câștigă Chris. Oh, Kitty, iubirea mea! De ce a plecat? A fost doar un joc! De ce? Poftim? Și nu mai am nici tampoane? Fetelor, aveți niște tampoane? Nu, scuze, nu mi-am adus ghiozdanul azi. Nu. Am eu, așteaptă, stai puțin. Poftim? Serios? Fetelor, da? Aveți tampoane? Ce? Domnule Smith, aveți tampoane? De ce aș avea tampoane? Întreabă în clasă. Maya, ai tampoane? Da, sigur, poftim. Ha, mersi. Kitty, pentru tine. Mersi, tu pentru ce folosești așa ceva? Îmi curge sânge din nas când mă stresez. Așa mă tratez. Mersi, ești cel mai tare. Sunt cel mai tare? Cel mai tare? Wow. Ce faci iar cu iubita Ce-am mea? Ce-am spus deja, suntem doar prieteni. Știu că vrei să pui mâna pe ea. Uite, aia e Billie Eilish. Unde? Fraiere. Ouch. Și să nu te mai atingi de iubita mea niciodată. Chris, ce faci? E prietenul meu cel mai ce bun. Ce tampoanele tor. Ai ales, s-a terminat. Ne despărțim. Kitty, da? Mă ajuți? Bine, nu o să-mi fie dor de tine niciodată. Deja mi-e dor de el. E mereu atât de toxic și gelos. Stai liniștită, Kitty, acum s-a terminat. Ai dreptate, n-ar trebui să-mi pese. O să dau o petrecere, bine? Pe mai okay, târziu. O petrecere? Asta ar putea fi șansa mea să o cuceresc. Deci, Kitty, acum că nu mai e iubitul tău toxic, poate iau eu locul. Oh, nu! Ce prostesc a sunat! Kitty, am vrut să fiu cu tine de când te-am cunoscut la școală. Nu o să meargă! Ce-ar fi dacă i-aș citi scrisoarea mea? Dragă Kitty, ai ochii ăștia care efectiv... Nu! N-are sens! Tu... Scuze, nu voiam să te întrerup. Dar dacă era o scrisoare de dragoste, cred că ar trebui să o rescrii. Da, știu. Era doar un poem pentru lecție. Dar poemul nu era despre dragoste? Da, sunt un romantic incurabil. Haide mă, știu că nu era pentru lecție. Ai dreptate, poemul era pentru Kitty. Kitty, serios? Da, nu e ca și cum ar trebui să știi, dar s-a despărțit de iubitul ei. Și mă gândeam că aș avea o șansă. Pentru că sunt îndrăgostit de ea, de când am cunoscut-o la ora de pian. Ok, dar Chris o să vină acuși. Trebuie să intri sau o să-ți ratezi șansa. Ok, da. Du-te, hai că poți. O să o fac, ok. Apropo, eu sunt Casey. Eu sunt Tom. Baftă, Tom. E totul ok, Tom? Da, vreau să-ți spun ceva. Și eu vreau să-ți spun ceva. Serios? Da. Hai să o facem împreună, da. La trei, bine? Da. 1, 2, 3. Te iubesc! M-am împăcat cu Chris. Poftim? Tom, tu mereu știi cum să mă faci să râd. Poftim? Ești iar cu Chris? Da, de fapt mă așteaptă jos. Așa că trebuie să plec, ne mai vedem. De ce sunt atât de prost? Iar felicitări, Tom. Te-ai făcut de râs. Poți să fii și mai prost de atât? Of. Măcar nu poate să devină și mai rău. Ce? De ce râdeți? Uite, ăla e de el. Ce? Nu! Poate să devină și mai rău. Grozav, s-a blocat. Haide! Asta ajunge pe TikTok? Ce se întâmplă? Hei, ce? Terminați! De ce sunteți atât de rele? Fetelor, ajunge! Vino aici, Tom! Tom, nu mai suport să văd cum te tot faci de râs! Poftim? Ce vrei să spui? Te porți ca un mare idiot! Și când o să-i spui lui Kitty că o iubești? Pot să fac și singur! N-am nevoie de ajutorul tău! Sigur! A fost un accident! Okay. Grozav, uită pe Kitty. Nu te uita la ea. Bună. Bună. Oh,
mulțumim că ni te-ai alăturat, Tom. Deci, din moment ce ești aici, cine vrea să înceapă? Eu! Sunt pregătit! Pelerina mea! Poți să încep, Tom? Kitty! Prietena mea! Nu! De ce e îmbrăcat ca un vrăjitor? Ce jenant! Reflectare! Afecțiune! Și negare! A ceea ce știu că simte inima mea, șarmul tău și zâmbetul tău. Termină, te rog. Și fața ta. Suntem suflete pereche, dar tu nu-ți dai seama. Și doar cu tine, dragă Kitty, sunt încântat că trăiesc. Oh, Tom, ești grozav, dă-mi voie. 10 cu felicitări, ia loc acum. Mulțumesc. Și acum ia loc. Okay. Uite-l că vine. Ți-a plăcut? Da, a fost foarte frumos. Mersi. Vreau să te întreb ceva. Vrei să mergi la cinema cu mine? Probabil că da. Super. Da. Îi place înghețata de căpșune? Unde e ea? Oh, hei Tom. Aia e pentru mine? Tare. Da. Era pentru Kitty. Ce nesimțit. Bună, băieți. Chris, văd că l-ai găsit pe Tom. Da, mi-a cumpărat înghețată, nu-i așa? Deci, Chris, ai bilet? Normal. Uite, Kitty mi-a cumpărat bilet. Oh, Kitty ți-a cumpărat unul. Ok, prieteni, cred că puteți să intrați, bine? Ne vedem înăuntru. Eu trebuie să-mi cumpăr un alt bilet. Să mai vedem. Kitty mi-a cumpărat bilet. Trebuia să fie al meu. Grozav, în mijloc. Tom e drăguț, dar Chris... e atât de greu. Dar eu și Chris suntem iar împreună, deci... Chris... Poftim? Chris? Trebuia să mă fi așteptat. Oh, nu! Îmi vine să vomit! Trebuie să plec! Ce fragil e! Bietul Tom chiar încearcă. Film idiot! Ce mai faci? A fost atât de romantic. Am auzit că a fost un film interesant. Ești gata să-mi accepti ajutorul? Nu, n-am nevoie. Ok. Bine, ai dreptate. Poți să mă ajuți? Ok, dar trebuie să faci tot ce-ți zic. Ce se întâmplă aici? Păi, mi-ai cerut ajutorul, așa că trebuie să punem la cale un plan. Trebuie să planificăm invazia inimii lui Kitty. La final o să fiți un cuplu foarte frumos. Și acum, următorul pas. Ce îi place lui Kitty? Lui Kitty îi place moda? Da, moda, îi place moda. Dar știința? Chiar vrei să glumești cu asta? Glumeam doar. Dar sportul? Cred. Iese cu un tip sportiv. Cred că îi place puțin. Dacă îi place sportul, trebuie să fie pe panou. Ok. Să începem cu antrenamentul, recrut. Foarte că... Da, doamnă. Dacă vrei să o cucerești, trebuie să fii un tip sportiv sau măcar să te comporți ca unul. Haine noi, exerciții, stil de viață sănătos, modă, accesorii, dietă echilibrată, o nouă atitudine. O să începem aici și o să terminăm aici. Kitty plus Tom, dar mai întâi învinge-l pe Chris. Haine noi, dar și okay. Baia. Nu e simplu. Și prima întâlnire, niște flori, bomboane de ciocolată, normal. Fără poeme, face un curs de dans și o să formeze un cuplu. Am înțeles! Bravo, Tom. Acum mă duc să o sărut. Nu! Stai! Ce? Dacă vrei să faci asta cum trebuie, trebuie să începi cu începutul. Fă sport! Sală? Oh, aici? Poftim? Vai de mine! Ce puternici sunt ăștia! Uite, cu două gantere! Tricoul ăsta e atât de incomod! Casey? Wow! Pare foarte sportivă! Ouch! Ești ok? Da, sunt bine! Bun! Doamne, ce bărbat firav! Ridică-te! Repede! Încă unul! Repede! Ești grea! Haide!
Sigur? Haide! Ok, ha, 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 ha. Ca și cum ar fi fața lui Chris. Tom, e aici! Unde? O văd! E superbă! Am o idee! Trendurile TikTok plus mușchii tăi, clar o să o impresioneze! Nu pot să fac asta, Casey! Calmează-te! Hei, prieteni, ia uitați! Tom? Nu cred că pot, Casey! Haide, Tom, poți! Apasă! Tom, wow, chiar ai mușchi! Da, i-am atras atenția! Nu da în bar acum, Tom! Ai reușit! Da! Să nu mai vorbești niciodată! A mers bine! Bună, Kitty! Am zis să nu mai vorbești niciodată! Știu, dar vreau doar să-mi cer scuze pentru ce s-a întâmplat la sală! Și ți-am adus ceva! Fursecuri fără gluten? Sunt preferatele mele, de unde ai știut? Vrei și tu? Da, mersi! Tom, ești bine? Da, sunt ok! De ce mă întrebi? Dar fața ta e... Cum e fața mea? Ai vreo alergie? Am doar alergie la alune. De ce mă întrebi? Ai zis alune? Cred că trebuie să vezi asta. Ce? Am nevoie de crema mea antialergică. Ia asta. Grăbește-te, Tom, chiar mă mănâncă. Da, chiar ajută. Tom, ai grijă. Ok, scuze, trebuie să plec. Poftim? Iar? Deci, Casey, asta e camera mea. Locșorul meu. Îți place? E chiar ok. Da, îmi place. Serios? Ce e? Ești ciudat. Ok. Haide. Să vedem. Iu, Tom, nimeni nu o să vrea să te sărute? Ok, unde l-am pus? Nu, 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 nu. Da. Ai nevoie de chestia asta? Când te-ai spălat pe dinți ultima dată? Poftim! Sunt curați acum? Chiar funcționează! Poftim? Tom, ce e aia? Ce? O altă reacție alergică? E timpul pentru un nou look! Hai să pensăm sprâncenele alea! Nu! Sprâncena mea unită! E pentru Kitty! Bine! Uite, ești gata! Asta a fost tot? Nu a durut! Poftim? Casey? Pot să repar! Perfect! Ce urmează? Părul tău! Poftim? Părul meu? Chiar ai nevoie de un look nou? Nu, nu! Un look nou doare, Casey! Hei! E pentru Kitty! Să o facem! Ok, stai așa! Stai! A fost dificil! Crezi? Casey! Ce-ai făcut? Stai, n-am terminat! Aici și acum aici. Dragostea doare, și... chiar doare. Aici și ultima zonă. Ești bine. Gata. Crezi că sunt frumușel? Sigur. Arăți foarte cool. Hainele tale nu sunt cool deloc. Serios? Poate ăsta e cadoul de la bunica. Tom, vorbești serios? Lasă-mă pe mine. Dacă vrei să pari cool, trebuie să te îmbraci cool. Wow, acum am prins. Da,
E cool! Mersi, Casey! Mm-hmm. E ok! Salutare, prieteni! Ce? Bună! Oh! Oh! Hei, Casey! Ce mai faci? Bine! Dar tu? Da, sunt bine! Da, arată e super! Bine, nu-i așa? Wow! Bună, Tom! Ce bine arăți! Vrei să ieși cu mine? Ah, da! Normal! Da! Uite! Da! De ce sunt geloasă? Wow, Tom, te-ai schimbat! Da, ți-am văzut haina și mi s-a părut wow. Și știi, acum, dacă ești așa de cool și ziceai că mă placi, mă gândeam că... Știi ceva, Kitty? Da? Putem să o invităm pe prietena mea să stea cu noi? E acolo! Oh, nu, m-a văzut! Știi ceva, Tom? Voiam să vorbim despre noi, am așteptări. Dar nu-ți pasă, poți să faci orice vrei. Nu, e ok. Poți vorbi despre orice vrei tu. Bun, pentru început șterge numerele tuturor celorlalte fete din telefonul tău. O urăsc, mai bine plec. Opa, nu. Ca în clipul ăla de pe TikTok. Tom, serios? Da, capul e ok. Tu, de ce îți pasă? Dar întoarce-te la ridica? Întâlnirea ta. Tu ești prim... iubita mea. Iubită? 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 Zic ca mine. Da, suntem împreună de săptămâna trecută. Ok. Dă-mi drumul, nu se mai uită. Casey! Casey! Așteaptă-te, rog! Ce e, Tom? Ce naiba a fost asta? Nu sunt iubita ta! Dar credeam că ai zis că face parte din plan să o facem geloasă. Deci am improvizat! Da, dar nu cu mine! Dar, uite, e acolo! Trebuie să... Vino! Nu, Tom, ce faci? Casey! Tom? Casey, doar... Fă cum îți zic, ok? Ia uite-i împreună. Mersi, Casey. Cu plăcere. Cred că iar s-au împăcat. Poftim? Sunt așa drăguți. Trebuie să fac asta cu Casey. Casey, poți să mă ajuți? Tom, scuze, nu pot. Te rog, Casey, doar 2 secunde. Am nevoie de o poză cu noi pe Instagram ca să creadă toată lumea că suntem împreună. Ok, dar doar o poză. Ok, vino aici. Stai să găsesc poziția potrivită. Ok. Ești gata? Da. Stai să... așa. Hei, Tom! Nu uita că nu e pe bune. Scuze, Casey. Iar... Am nevoie de o poză de cuplu. Ai terminat? Da. Ok, pa! Mersi, Casey! Cred că o să meargă. Chiar e frumoasă. Cine stă bine împreună? Oxigen, litiu, proprietăți. Unde e? Nu e. Nu, mi-am uitat tema. Poate să-mi o facă Tom. Tom, poți să mă ajuți cu tema, te rog? Da, normal. Nu pot să cred că a mers. Ești gata? Hai să facem asta împreună. Da, Kitty, ia asta și... Mesaj? Poftim? Bun, de asta avem nevoie. Chris! Asta e, bun. Hai să punem nițel aici. Da, nicio reacție, e bine. Da, și... da. Ia-o pe asta, Kitty. Kitty! E incredibil! Kitty, concentrează-te mai mult! Da, sigur! Da, pune-o pe asta în cea galbenă, haide!
poftim! Nu în asta! Scuze, Tom, am o urgență. Dragă, nu pot să cred că a pus poza aia. Cum îndrăznește? Pe bune? Poze idiote de pe Instagram. Cea mai tare oră, pupici. Grozav, e cu ea. Uite. Stacy, sau cum te-o chema? Pune o poză, te rog. Ok. Zâmbiți. Stai la poză, Tom, zâmbește. Acum apucă-mă și... Poftim? Ia-ți telefonul, Kitty. Perfect. Mersi, Tom. Cristo să fie furios. Mersi. Ce s-a întâmplat? Haide, Casey, răspunde-mi. Casey, abonatul Casey! Nu poate fi contactat. Poftim? Un mesaj după semnalul sonor. Serios? Căsuța vocală? Ce se întâmplă? Mai întâi ora, apoi sărutul și acum Casey nu răspunde. De ce mi se întâmplă mereu asta? Și dacă m-a sărutat Kitty, de ce mă gândesc numai la Casey? Cred că am înțeles acum. Trebuie să o găsesc pe Casey la petrecerea de diseară. Da, trebuie să afle. Casey, Casey, unde ești? Bună, Tom! Unde ai fost? Te căutam! Da, Kitty, apropo de asta, am petrecut timp împreună și a fost grozav. Știu. Dar cred că trebuie să încetăm să mai fim împreună. Putem fi doar prieteni. Să fim împreună? Ce vrei să spui? Dar n-am sărutat! Sărutat? Da, dar am făcut-o doar ca să-l fac gelos pe fostul meu iubit. Ești atât de amuzant, Tom. Normal! Te folosește, prostule! Găsește-o pe Casey! Ai dreptate! Casey? Tom, unde pleci? Păi, te căutam, dar văd că ești cu noul tău iubit. Iubit? Dar n-am niciun iubit. Ești prost, Tom? Tim, fata te place. Taci, nu, nu. Ce e? Cineva trebuie să-i spună. Taci, te rog. Mă placi? Și eu te plac. Poftim? Serios? În sfârșit, treaba mea se încheie aici. Da, vorbesc serios. Vrei să dansăm? De ce nu? Știi ceva, Casey? Eu vreau să-ți spun că te plac mult de tot. Și eu te plac, Tom. Hai să dansăm ca un cuplu adevărat, ok? Și ce zici de un sărut? Ca un cuplu adevărat.